Sunteți de acord? Putem începe ședința? Da. Prezenta ședință a fost convocată prin dispoziția numărul 292 din 20 octombrie 2017 a primarului Comunei Mărturie în următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărturie din județul Bacău pentru anul 2017, inițiator domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului amenajare trotuare pietonale în Comuna Mărturie din județul Bacău, inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației PUS, construire locuințe, Comuna Mărgeș, din Subatău, beneficiar Copa Cristian Costel, Copa Andreea Elena și Codora Bătirce, inițiator domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației PUS, reabilitare și extindere spații existente, beneficiar Șorul Dumnezeu și Alexandru, inițiator domnul primar. Punctul 5. Diverse. Sunteți de acord? Spune la vot. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Da, avem invitat supravat cu permisie, dacă doamna a Punctul 1. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Având în vedere raportul compartimentului de specialitate numărul 10.812 din 20 octombrie 2017, se propune deblocarea excedentului existent la sfârșitul anului 2016 și introducerea acestuia în veniturile totale ale Comunei Mărgeni pentru anul 2017 cu următoarele sume. Suma de 130.000 lei pentru obiectivul servicii de evaluare, reevaluare și inventariere patrimoniului din domeniul public și privat al Comunei Mărgeni județul Bacău, și pentru reparații drum comunal Podi Șerpeni, suma de 550.000 lei, conform devizului întocmit de către SC Interproiect SRL, în baza solicitărilor cetățenilor din zona Podiș. Suprafața totală a drumului care se dorește a fi modernizat este de 8.955.21 m² plus 3 podețe și un zid de sprijin. Discuții ceva? Nu discuții, dar eu vreau să mă spun la cuvânt. În sensul că, de când se știe, de când sunt solicitările astea ale cetățenilor, de-au apărut și de viz în tot mii și proiect și tot? De pe 4 octombrie. Și deci, în 10 zile sunt tot 20 de zile și un proiect și tot. 5 zile am făcut de vizul. Și când sunt pentru alte proiecte, durează un an de zile. Foarte interesantă perioada de, deci nu este, domnul Chiertănuș, nu este o lucrare de investiții care să necesite adică, un proiect, avize și documentații de specialitate. Doamna secretară, dar dați-mi voie, vă cunosc foarte bine zona acolo. Deci cetățenii în zonă nici nu sunt stare să-și curățe șanțul betonat. Deci acolo sunt șanțurile betonate la drumul asfaltat. Deci ajungi cu mașina și îți gâne mașina de... Așa indolență au și acum, deci, nu au drumul modernizat, dacă e drum asfaltat și cu șanțuri betonate. Nu-s betonate, da. Cum nu-s betonate din albadă, cum nu-s betonate, domnule, cum nu-s betonate? Nu-i nimic. Domnul Vasile. Cum? Sunt betonate toate, tot, întreaga lungime. Dacă vă duceți să vedeți cum sunt colmatate și pline de pământ și cu spirii în ele, și acum ne cereți să le facem, cum? Așa este. Până la limita unde este, care lucrează la urbanic, la municipiu, la domnul, cum îi zice, Cute, până la domnul Cute acolo. De la intersecție, cum acolo, la Dupas, adică acolo se poate să cere o modernizare unde avem drum asfaltat și în zonii unde sunt sute de case, nu avem nici piață, cum trebuie. Nici șanțe. Aici chiar sunt fidare care, nu știu dacă ține, la o parte de noi poate intervenea. Ar fi păcat să gândim să meargă bani acolo și în alte părți unde avem atâția locuitori fără piață. Da, domnul Chiertănuș, adevărat, ideea este că dacă vom lăsa încă un an, doi, trei, se va strica mai tare. Și așa, din 2006, când a fost reabilitat drumul, nu 2006, 2005 e ăsta. E drumul, a fost recepționat în 2005. Da, pe cunosc și eu zona, cunosc și știu și perioada în care se poate lucra. Pot să explic și eu, deci din punct de vedere economic, vă spun.
Deci orice lucru care nu este reparat, reabilitat, renovat, riscă în timp să se strice mai tare. E adevărat, ați spus... Lăsați-mă că știu exact, vă spun că dacă mergeți, vedeți cum sunt combatate șanturile și sunt pline de pământ. Uitați, aici, aici sunt fotografii. Lăsați-mă că a făcut și eu la altă ieri prin zonă. Eu vă arăt, uitați, sunt fotografii. Cine a făcut proiectul? Ori mi-i sfidează, ori îi trebuie... Nu este făcut proiect. Încă o dată vă spun, nu este făcut proiect. Mergeți acum să vedeți șanturile pline, 100% combatate. Dar nu din cauza asta cap asfaltul. Păi cum să nu plăbe? Deci nu trece, vegetația au dislocat pur și simplu asfaltul între șanți și asfaltul dislocat în vegetație. Dar e pe mijlocul drumului, domnul Pieptănuș. E pe mijlocul drumului, dați-vă la fotografiul lucrurile. Păi ce până mașini de tonaj diferit? Foarte greu. Dar nu putem să... Așa și la... Și dumneavoastră ne-ați atenționat că la Slatina se exploatează materialul... Cine mi-o prezi slupă că mi-o restricție de tonaj? Pe drumurile comunale. Nu că sunt drumuri publice de clasa 1 care sunt asfaltate și se poate circula cu tonaj. E legea 43 privind circulația pe drumurile publice. Un tonaj, o greutate. Dar nu avem voie să limităm tonajul decât conform legii. Conform legii, da. Dacă ai voie 7,15, o să-i atât trebuie să ai. Dar de ce să ai cu 20? Poți verifica cineva? Dar direcția civică care exploatează parchetul... Nu exploatează, societățile comerciale... Mă rog, poate la licitație direcția civică parchetul, de ce nu pune poliție? Cu totul altceva, nu ne legăm din altceva. Legați-vă din ei, cei care transportă. Acum, fiecare opinia dumneavoastră și să voteze în cunoștință de cauză. Sunt alte opinii, sunt opinia la voce. Eu voi vota împotrivă. Împotrivă? Da, împotrivă. Împotrivă, domnul Pieptănuș? Da, da. Încă o dată, deci cine este pentru, vă rog, pentru ridicarea bugetului cu sumele? Cine este împotrivă? Domnul Pieptănuș? Nu, nu e pentru drum, m-am referit, nu la bugetarea. Deci doar pentru partea cu drumul, domnul Pieptănuș este împotrivă. Abține? Consemnați, da, domnul Curile se abține. Pentru toți sau numai pentru partea cu drumul, domnul Pieptănuș? Pentru partea cu drumul. Deci am la punctul de punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului amenajare trotuare pietonale Comuna Mărturie, județul Bacău. Având în vedere documentația tehnico-economică și devizul general în domeniul de SC Via Center Design SRL, conform contractului de servicii și proiectare numărul 4485 din 16 mai 2017, se aprobă implementarea proiectului amenajare trotuare pietonale în Comuna Mărturie, județul Bacău, denumită în continuare proiect. Se aprobă documentația tehnico-economică la investiția amenajare trotuare pietonale în Comuna Mărgeni, județul Bacău, astfel. Valoare generală estimată 1.083.546 de lei fără TVA, respectiv 1.283.136 de lei cu TVA, din care construcții montaj 899.208.000 lei fără TVA și 1.070.058 lei cu TVA. Lungimea totală proiectată 4857,14 metri liniari cu o lățime de 1,4 metri. Durata de realizare investiției 24 de luni. 1 metru și lățime? 1,4 metri. Probleme? Supunem la vot. Ce este pentru? Sumim, abține. Trecem la punctul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației plus construire locuințe Comuna Mărgeni, județul Bacău, beneficiar Popa Cristian Costel, Popa Andreea, Elena și Codorabă Mircea. Se aprobă planul urbanistic general pentru investiția construire locuințe, amplasate în satul Mărgeni, Comuna Mărgeni, județul Bacău, beneficiar Popa Cristian Costel, Popa Andreea, Elena și Codorabă Mircea, pentru o suprafață de 13.667 metri pătrați, teren agricol, situat în extrat de anul statului Mărgine, Comuna Mărgine, județul Bacău. Reglementări obligatorii. Beneficiarul va suporta asigurarea căilor de acces carosabil și pietonal, utilitățile tehnico-edilitare, rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnico-edilitare și estetice a zonei studiate. Propuneri de avizare urbanistică. Pot maxim propus 30%, put maxim propus 0,9%. Regimul maxim de înălțime P plus 1 plus M. Pentru toate parcelele, accesul este asigurat din zona de circulație reglementată, respectiv actualul drum de acces în viziune, a cărui lățime a fost extinsă până la obținerea unui prospect care corespunde legislației în vigoare și a celor reglementate prin regulamentul local de urbanism al Comunei Mărgineni. Spune la vot, da. Ești de acord?
Ține? În ce zonă e? Spre Gherăiești, în Sachelanie. Zona unde s-au mai construit. Ce am la punctul 4? Punctul 4. Proiect de hotărâre prin analizare de principiu a documentației PUS, reabilitare și extindere spației existent, beneficiar Șolom Mareș Alexandru. Se aprobă planul urbanistic zonal pentru investiția, reabilitare și extindere spației existent, amplasat în sat Mărgine, Comuna Mărgești, de Cibacău, beneficiar Șolom Mareș Alexandru, pentru o suprafață de 92 m² teren curs construcții, situată în travianul statului Mărgine, Comuna Mărgești, de Cibacău. Reglementări obligatorii. Beneficiarul va suporta asigurarea căilor de acces carosabil și pietonal, utilități tehnico-edilitare și rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnico-edilitare și estetice a zonei studiate. Propuneri de realizare urbanistică. Reabilitarea spațiului comercial existent și extinderea acestuia. Pot maxim propus 70%. Cut maxim propus 2,1. Regim de înălțime P plus 1 plus M. Accesul la amplasament se realizează direct din DN2G, drum național secundar de clasa a 3-a, cu două benzi de circulație. Latura posterioară a amplasamentului clădirii este la o distanță de 60 de cm, conform codului civil, față de limita de proprietate, iar celelalte laturi vor păstra distanțele generate de clădirile existente. Nu sunt probleme. Vă referiți către parc? Către parc, 60 de cm față de linia de proprietate, iar stânga, dreapta, față de clădirile existente. Dacă nu sunt obiecții, trecem la vot. Care pentru? Abținem. Diverse, vă rog. La diverse. Vreau să întreb un aspect. La noi s-a procedat la angajare la Poliția Comunitară. Avem structuri? Poliția Comunitară? Da. Poliția deci, Comunitară este înființată încă din 2006 la nivelul Comunei Mărgineni. Înființată? Știu că doar a fost inițiatorul proiectului de hotărâre, dacă știți. Da. Dar acum avem angajați la Poliția Comunitară? Dar înțelesese că anterior nu mai existau. Existau ca și funcții, numai că făceau altceva. Deci Iulica era, care a murit, era la Poliția Comunitară, numai că pe perioada cât au rămas fără personal la impozite și taxe, el a fost transferat acolo și având fiind șofer profesionist, mai conducea și din microbuze. Deci aveam un singur polițist comunitar. Și acum avem unul singur. Pe cine? Domnul Sava. A fost angajat. În urma concursului organizat un agricultor. Lucrător? Sau ce calitatea care au? Polițiști locali. Și atunci se va înființa în continuare, se va angaja. Care e perspectiva? Deci deocamdată, am zis să avem măcar un polițist local care să fie abilitat de a aplica sancțiunea mea și de a face control. Nu știu ce o să fie pe parcurs, depinde de buget și de... Noi avem, conform legii, 10 posturi de polițiști locali. Un polițist la 1000 de locuitori. Da. Da. Da, nu, chiar așa e. Da. Un polițist la 1000 de locuitori. Da. Așa este normativul. Numai că așa am funcționat. Păi vor să funcționăm, vor să existăm, să nu mai existăm. Funcționăm, da. Da, mulțumesc. Am cineva? O problemă cu domnul de la Bulai, la domnul Bădurii la Bani. Acolo. Este omul a venit și mi-a spus că nu mai poate să iasă din ocradă, că pământul e lăsat acolo, că nu i s-a făcut nimic. La Marțial de Bucureu acolo? Exact. Am înțeles. O altă problemă. Noi avem amenajarea pădurilor. Doamna secretară știe în mare ce înseamnă. La 10 ani se amenajează pădurile. Noi avem drumuri forestiere, care la un moment dat sunt zone unde se suprapun cu drumurile publice. Va veni inginerul de la casă de la Roman și, nu știu, urbanismul nostru de la comună să stabilească cu exactitate lungimile și porțiunile care mai sunt încă forestieri sau comunale. Și pe Slatina, noi avem în hărți o porțiune mult mai mare, dumneavoastră aveți o porțiune mai mică. Drumul de la Slatina a fost inițial drum de exploatație forestieră și a fost predat în hotărâre de guvern către Comuna Mărgineni pentru drum comunal. Nu, ăla n-a vrut să ne-l dea. Valea Budului spre Tabăr n-a vrut să ne-l dea. Am făcut aceeași documentație în aceeași ședință de Consiliu, ne-a aprobat doar drum ca Slatina. Acum va trebui prinsă toate documentațiile ICAS-ului și aspectele astea. Deci Slatina va avea drum comunal 2 km, restul drum forestier. Avem predat în hotărâre de guvern drumul de la Slatina.
Până la ce kilometru? Cât a fost asfaltat? 2,3 parcă. Parcă 2,3 e la asfaltat. Până la Sărată. Până la Fântâna Sărată, dar drumul e și până sus la bariera cealaltă, către Padina. E ceva. Eu, deci doar cât este asfaltat, cât a fost asfaltat, a fost prins. Știu că atunci când tot ce la totalitate? Tot ce la totalitate este al nostru. Dacă o să vină și topometristul ăsta. Noi avem intabulări pe drumurile astea, deci noi și sunt intabulări de conform domeniului public. Da, mai avem și altceva? Da. Domnul, sunt din participare, dacă nu. Eu nu. Spune-i. Deci la intersecție la comparat platforma aia unde la un moment dat când s-a turnat clipăria era foarte frumos, foarte. La ora actuală, ferească Dumnezeu și este gol. Numai gunoaie, numai mizerii de nedescris ce e acolo. Cu de la rapid acolo? Da. Eu am început să văd. Și acolo ferească Dumnezeu. Am zis o blacardă scris cu interesul. Cumva să-i atenționăm cu regulamentul, eu știu cu ce. Mai este problemă cu gunoaie în... De la cimitir, la deal, în Buzdruci, care duce la Trei Cruci. La Trei Cruci. Este de dezastru. Un dezastru. Trebuie să stabili ceva, duce gunoaie, totuși trebuie dar duce gunoaie. Dar securitatea locală, acum se poate aplica legea. Doar este... Aplici legea, dar unde duce omul gunoaie? Te dai foc, ai voie? Da, că să dai la așa de gunoaie, ai voie? Ce gunoaie vegetal, restul vegetal, este un gunoaie. Coasca de labă, acum aici să vedeți și ea, au un saci întregi. S-a duce coasca de labă. N-are fi cu cei doi, n-are grădină, pui grădină și să... Oamenii au terenuri agricole, acum folosăm ți-l proprietatea lor și poate să-l ducă pe proprietatea lor. Dar e om, dar e om, domnule. Nu, nu stai copii acolo, pur și simplu. Trebuie preveniți oameni, trebuie să faceți o prevenție. Stea cineva cu bazele lor? Scriviți și proca de nerealizare, știți de procedură. Scriviți sondaj, vezi poliției comunitare, cine ai mers, dar voi două, trei, trei, mai pe un rază. Să dai un credit. Mai avem credit, așa se plătește. Nu știi, de ce îi plătește. Scriviți eu la tenționist. Nu știu. Da, dar ai rezultat din lor de tăluși. De exemplu, frunze, în chestia. Da, asta e foarte domnul. Normal. Nu mă dau greșeamă. La copla, urmă, din doi ani gunoi. Gunoiul deranjează foarte mult. Deci, ca tot, coaz de cartofi, tot bun acolo, cu 30, dacă nu mai aveți alte probleme și sunteți de acord, încă de lucrările ședinței, vă mulțumim frumos de participare.